Așadar, dragi, bună ziua și bine ne revedem la clasa a noua, noua, a 11, ce este acolo? A noua. Clasa a 11, era chiar. Deci clasa a 5-a. Da. Tema pentru acasă. Da. Tema pentru acasă. Îmi spuneai că chiar avem temă serioasă, nu glumă, da? Poftim, de pornim. Suma a două numere este 124. Deci, suma a două numere, hai să zic A și plus B, da, egal cu 124. Da. Ce sumă obținem dacă unul din numere se mărește cu 27, iar celălalt se mărește cu 72? Deci, 1 cu 27 și A cu 72. Adică A plus 27. A plus 27 plus B plus 72. B plus 72. Păi, egal mai departe cu A plus B, nu? Rămâne da, A plus da. B. Egal, A plus B. Plus. Plus 27 plus 72. Deodată face? A, 7 și... 7 cu 2, 9. La unită, da? Da. 7 cu 2, iar 9. Da, 99. Și egal mai departe cu? Egal cu 124 plus 99. Și este egal cu? Egal cu 9 și cu 4. 13, 3 și 1, 10, 12, 2, 1, 223. 223, perfect. Prima chestie a făcut, da? Da. A doua. Acum 16, hârpa ei. Avem... O să vedem. Să vedem, hai. Știind că X plus Y plus 13... Știu că X plus Y plus 13 este egal cu... egal cu 24. Da. Determinați 19 plus 2 ori Y. Găsiți 12. 19. 19, da. 19 plus 2. Da. Da, ori Y. 2 ori X, parcă zici, nu? 2 ori Y. Da. Plus 2 ori X. Plus 2 ori X. Egal cu, da? Da. Ai vreo idee? Așa. Deci... cum să facem aici? Păi... de aici aș găsi pe X plus Y. Da, de aici da. Cât ar fi X plus Y din asta? X plus Y ar face? Ar face, păi, 1 la sfârșit. 24 minus 13, da? A, da, da. 24 minus 13. Și egal cu... 1 da. Și 2, 28. 1, tot 1. A, da, da. Că dacă din 20 scădem 10, da. 10 și 10. 11, da? Ei, dacă aș face rost de X plus Y de aici, să apară așa X plus Y, aș un loc de X plus Y și pune 11. Și așa e chestia foarte ușor. Da. Deci egal cu 19. Ce să fac aici? Deci. Acum facem. 19 împărțit la 2. De ce să împărțim la 2? Păi... noi trebuie să aflăm... X plus Y să ne apară. A, păi acum facem 19 ori 2. Ori 2, de unde să fie ori 2 asta? Că e 19 simplu. Eu cred că... hai să facem așa, oare cât vine 7? Hai să ne amintim o chestie. 7 pe lângă 5 plus 4. Adică mulțit cu 5 plus 4. Păi 7 ori 5 deci egal cu 7 ori 5, ai zis foarte bine, plus 7 ori 4. Păi trebuie să facem 19 plus
plus 2 pe lângă, deci 2 înmulțit cu Y plus X. Deci am mergem înapoi, distributivitatea. Da? E perfect. 2 ori Y plus X. Dacă ar fost 3, ziceam 3 pe lângă Y plus X, da? Da. Așa. Și egal mai departe cu 19 ori, ori cât? 19 plus 2 ori? 2 ori 19. Nu, păi Y plus X cât este? Y plus X, 11. 2 ori 11. Nu? 2 ori 11. Da, da, da. Și egal mai departe cu 19 plus 22, nu? 22. Și este egal cu? 1 și 3, 4. 41. Terminat ești. Următorul. Acum, stai puțin. Da. Așa. 2, 2x. Da. Plus 2 ori Y. Da. Plus 2, 45. Da. Egal cu 59. 59. Determinați. 4 ori Y. Deci determinați 4 ori Y plus 4 ori X. Da. Plus 32. Plus 32. Egal. Și aici 2X e 2 ori X sau 1? Da, 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 da. 2 ori X. Deci 2 mulțit cu X. Dar de ce la unele scrie cu ori și la altele nu? Omite să spună, da, autorul. Dar asta înseamnă 2 ori X. Da? 2X înseamnă de 2 ori X-ul. Unii colegi, adică am vorbit cu o colegă și nu știa la B și am zis că după ce rezolv la pregătire, îi zic cum. Perfect, e mulțire, da? Ea credea că e 2 de X sau nu știa cum. Da, 2 ori X. Da. 2 de X, da, 2 ori X. Ei, aici am putea face o șmecherie să scoatem cine un factor. Uite și eu, vezi, la unul am pus, la altul n-am mai pus, vezi? Deci să vă înțelege că nu punem cu emoții. Ce am putea? Cum am făcut aici, mai sus, de am scos pe 2, am putea scoate și aici pe 4. Da. Că atât primul cât și al doilea are pe 4, nu? Deci am putea scrie doar mai departe cu 4 pe lângă, 4 mulțit, adică 4 pe lângă. Pe lângă cine? Pe lângă. 4 pe lângă Y plus X. Perfect. Y plus X plus 32. Închidem paranteza, plus 32. E ca mai departe. E dacă aș fi pe Y plus X acum. Păi trebuie să facem 32. Nu. Să-l căutăm din ce ne dă autorul, ne uităm în urmă și vedem cum îl putem găsi pe Y plus X. El ne dă o informație. 2 ori X plus 2 ori Y plus 45 egal 59. 2 ori X plus 2 ori Y plus 45 egal 59. Adică cum facem? 59 minus 45. Deci putem să scoatem de aici. Deci de aici are și că 2 ori X, deci ne întoarcem la ce ne-a dat autorul. Da, da. Scriem din nou, te rog să scrii din noi 2 ori X plus 2 ori Y plus 45. 2 ori X plus 2 ori Y plus 45 egal cu 59. Da. Echivalent cu 2 2 ori... A, să scoatem și aici un 2 în factor. Da, da, da. Deci 2 pe lângă... Vorbește, te rog. 2... Stai. 2 pe lângă Y plus... Nu. X plus Y, tot da, X. Da, X plus Y. Adunare e comutativă, da. Da, X plus Y. Egal cu? Egal cu... 59 minus 45. Da. Din ce e de el, da. Da. 59... minus 45. Echivalent. Egal cu 4 și 9. 5 din 4? Nu, deci 5. Păi, nu așa? 5 din 9 ai zis 4. Și 4 din 5? 1. Deci avem scris echivalent, scrim din nou, 2 ori, de 2 ori X plus Y, deci 2 X plus Y egal cu 14. Da. Dar numai un X plus Y cu cine va fi egal?
Atacuri de dor, isso. Deci dacă de două ori paranteză face 14, o singură paranteză? 12. Nu, păi 14 împărțit la 2. Da, da. Nu scăzut. Da. Atenție, de două paranteze fac 14, dar una o singură jumătate. Da? Deci de aici rezultă că x plus y va fi egal cu 7, da? Da. Și acum dacă am găsit x plus y egal cu 7, unde locuim noi pe x plus y? Păi, la 4... Așa, când mi-au zis determinați. Da, determinați. Deci, acum x plus y se duce adică, acolo. Adică, scoatem pe 4 în față. Adică, deci, egal cu 4, aceea. Hai să continuăm acolo, egal cu 4, ori... Deschidem paranteza. Da. E 7. Așa, 4 ori 7, nici mai punem paranteză, că e unul singur, înainte erau adunate, da? Da. 4 ori 7. 7. Plus? Plus 32. Și egal mai departe cu 4 ori 7. 4 ori 7, 28. Da. 28 plus 32 egal cu 0. 60. 60. Terminate Cristo. Perfect. Deci am rezolvat, am răspuns la întrebare. Cât este 4y plus 4x plus 32? Răspunsul 60. Al 4-le Cristo. Știind că x plus 3 ori y. Știind. Că. X plus 3 ori Y. Da. Plus 18. Așa. Plus 18. Egal cu 54. Așa. Determinați 6 ori Y. Determinați 6 ori Y. Plus 89. Plus 2 X. Da, 2 ori. Să determinăm, să vedem cât face, nu? Da. Așa. Păi, acum... Nu am mai putea să... Adică... Nu mai avem același lucru, 6 și 6. Da. Să scoatem 6 și... Nu mai avem același lucru. Dar totuși putem scoate dintre 6 și 2 cât ar fi divizorul comun? 3? Nu. 6 este 2 ori 3. Da. Deci 6 se împarte la 2. Da. 2 se află încorporat în 6. Da. Și am putea scoate pe 2. Da. Deci grupăm pe ăștia 2. Păi da, da. Da. 89 o lăsăm deoparte. Că... Da, da, da. Deci hai să-i scriem unul lângă altul, să zicem așa. 6y plus 2x plus 89 și egal mai departe cu. Plus 2x plus 89 egal cu. Păi ca să-i aflăm pe x și y. Nu putem zi x plus y. Dar din ăștia doi putem scoate în factor comun. Cine este, am zis eu, comun? 2. 2. Și atunci zicem 2 pe lângă, deschidem paranteza, 2 pe lângă. 6. Nu e 6, că dacă... X plus Y. Nu este nici X plus Y. 89. Nu, 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 89 o lăsăm deoparte, că o scriu la sfârșit. Dar în paranteze, dacă am scos pe 2, din ăștia 2, dacă l-am scos pe 2, în loc de 6Y, tu rămas acum. 6Y, păi... 4? Nu. Da. E 6, zicem 2 ori 3. 2. Rămâne 2. Păi pe 2 l-am scos. 2 e comun. 2. Și a rămas 3y. Ah, gata. Adică a rămas 6 împărțit la 2. Adică 3y, da? Da. Deci vine 3y. Y plus x. Da? Că 2 l-am scos. Da, da. 2 e comun. Care era și la unul și la altul. Și a rămas 3y plus x plus 89. Și egal mai departe. Dacă l-am ști pe 3y plus x de undeva, ne întoarcem să vedem ce se spune că se dă. Se dă ce? Se știe că.
Ce se știe? X plus 3 ori Y. Tocmai asta avem. Da. Îl putem plus afla. 18 egal cu păi 50. Ne apucăm de aici. Din, scrie din nou se știe că X plus 3Y plus 18 egal cu 54, din care scoatem ce? X plus 3Y va fi egal cu? Da. Egal cu X plus 3Y. Da, plus 3Y egal cu? Egal cu... 54 minus 18. A, da. Așa vine? Da. Egal cu 54. Și acum, 14, să ne împrumutăm, 14 fără 8, 6. Perfect. Și 4 minus 1, 3. 36. Deci tocmai ceea ce aveam noi în paranteză este 36. Da. Păi nu, ce facem acum? Putem continua cine s-a cerut? A, da. Că l-am aflat pe... L-am aflat, exact. X plus 3Y. Și înlocuim cu cât pe X plus 3Y? Cu... X... Pe paranteza asta, X plus 3Y. Cât o înlocuim? Cu... 2. Cu 36. A, da, da. Da? Deci va fi egal mai departe cu 2. 2-ul care era aici în față, ori... 2 ori... 36. Plus 89. Și egal mai departe cu 2 ori 36, care face cât? 2 ori 6... 12. 2 ori 3, 6 și 1, 7. 7 de 10, 2 ori 8, 89, egal cu 1, 1 reținem 8 și 8, 16. Așa, 161. Am zis 8 și 8, da. 161. Hai să vedem încă o dată care este ideea. Autorul ne-a dat așa. Știind că, adică asta o ai, află tu așa ceva. Și care a fost poanta? Să sesizăm că din grupajul 6y și 2x putem scoate pe 2 în factor. Da? Să scrii pe 2, când 6 se află încorpora 2. Uh-huh. Și atunci vine 2 pe lângă 3y plus x. Și după ce am organizat așa 3y plus 2x, ne întrebam cum să-l scoatem noi pe 3y plus x, pardon, 3y plus x. Păi la timp deja, ușor de scos. Da? Este 36 și acum ne-am întors și am înlocuit. Mergem mai departe la următorul, te rog. C, D. Știind că X plus 48 X plus 38 în paranteză. Așa. Plus Y. Fără X plus 38 într-o paranteză, da? Da, așa. Așa. Plus Y plus 52. Y plus 52. Tot într-o paranteză. O altă paranteză. Este egal cu cât știm că asta e egală cu? Egal cu 200. 200, da. Determinați 200. Determinați. 200 plus Y plus X. Y plus X. A, adică trebuie să aflăm pe Y plus. Deci de aici ne întoarcem cu ori. Da, da, da. Și trebuie să aflăm pe Y plus X. Crezi că au vreo importanță parantezele astea puse? Nu chiar. Nu au nicio importanță, dacă ar fi fost înmulțite. Știm noi cum să mulțim două paranteze, să mulțim. Da, știm, am învățat asta. Dar așa mai de prisos. Deci asta s-ar scrie așa, echivalent, ce ce se dă. Ne întoarcem la ce ce se dă. X plus 38 plus Y plus 52, ca să ne încurci el un pic, că aș pus paranteze, da. Da? Egal cu 200. Echivalent cu. Păi ar fi... A, X plus Y. Avem, avem, avem. Deci X plus Y. Facem echipa într-o parte. Plus... Plus 52. Și cu 38 le adunăm. A, bine. Ca să nu vă scriu de 7 ore. Deci 38 cu 52. Face... 8 și cu 2, 10. 0 și 1, îl ducem la 4, 9. Da. Plus 9, 10, egal cu 200, da? Da.
Și de aici scoatem pe X plus Y, numai paranteză. De... Da. Ideea avem nevoie. Deci... X plus Y va fi egal cu cine? Egal cu 200 minus 90. Perfect. 200 minus 90. Egal cu 200 minus 90, care îi face cât? 110, nu? Da. De simplu. Deci 110. 110. Da, așa cum le întoarcem. Le întoarcem și... 200 plus 110. Și atunci rezultă că vom continua. Da, 200. Egal cu 200 plus 110 și egal cu... Egal cu 310. 310 și terminat exercițiul. Da, a fost singur, da? Da, a fost singur. Știm că X plus Y. Deci știind că. Știind că. Două. X plus Y. Plus 75. Plus 75. Egal cu 124. 124, da. Determinați 101. Determinați două puncte. 101. Plus Y. Plus X. Plus X, și asta e la fel, la, aproape la fel. Foarte simplu, nu? Da. Iată, spune-te. Așa. Acum facem, mai scriem încă o dată primul, X plus Y. Așa. Plus Y plus Y egal cu 124, adică X plus Y, într-o paranteză. Așa, nu mai pune paranteză, să subînțeleg, X plus Y egal cu 124. 100, da, între. Și apoi X plus Y egal cu 75, nu așa ar veni? Da. Deci dacă vrem să scoatem pe ăsta, din 100... Da, mi se pune minte. Da? Deci egal cu 124 minus 75. Și cât face? Și ați face scăderea. Așa, 14 minus 5. Da. 4, 9. Perfect. După de rămas 3, 7, 12, 3, 11. Așa, 11. 7 minus 7, da. Egal cu 8. 11 minus 7? 8. Ia să vedem, din 11 dacă scădem 7. 7. Mai întâi, din 10 scădem 7. 7. Și rămâne 3. 3. Și cu 1, că era 11. 3 și cu 1, 4. 4. Da? Deci, da. Așa, așa face tot timpul, să nu greșim. Da. 4. 49, da? Da, 49. Și acum? Ce facem cu 49? Unde locuim? Acum le înlocuim la 101 plus... Y plus X. Da, adică tragem 100. Da, deci înlocuim acolo și va face egal mai departe. 101 plus 49. Și egal mai departe. Adică 90, da. 1, 5, da. 150. 150. Termină textul. Mergem la următoare. A, B, C, D, F. Yes, da? Da, păi mergem la exercițiul. Da. Știind că X plus... Știind... Că. Că. Așa. X plus Y. Așa. X ori Y. Aha. X ori Y. X ori Y. Nu. Scuzați. Deci, 5 ori X, nu știu unde mi era capul. Da, 5 ori X. Plus 7 ori Y. Da. E, plus 30.
Plus 30. Egal cu 230. 230. Determinați. 9 puncte. 1000. 1000. Da. Plus 2 ori Y. 2 ori Y. Plus 3 ori. 3 ori X. Plus 2 ori. Plus 2 ori X. Plus. Plus 5 ori Y. Plus 5 ori Y. Nu-i chiar ușor, ca celălalt. Eu zic că e tot atât de ușor, da? Numai să ne prindem, mă. Da. Ne tragem cu coada ochiul la ce ne dă. Da. Ne dă 5x plus 7y plus 30 egal cu 230. Adică ducem pe 3, scădem pe 30 și ar fi că știm. La ce ce știm? 5x, nu? Știm pe 5x plus 7y. Adică îl mai scriu încă dată. 5 ori x. 7y egal, deodată, puteți zice. Ah, da, da. Egal cu 230 minus 30 egal cu 200. Acum. Deci, scriu care e rezultatul, să-l avem clar în minte, să-l vedem. Știm că 5x plus 7y da. Egal cu 200, subliniem, da? Știm asta. Da. Și dacă am putea și aici să apară tot așa, păi 5x plus 7y. A, păi dacă 5 ori... Da, dar aici nu văd 5x. Aici am un 3x și un 2x. Da. Dar cât fac ăștia 2? Dar cât fac ăștia 3 și cu 2 la un, ce, la un loc? 7. 3 și cu 2? 5, 5. 5x fac. A, și 5 plus 2, 7. A, deci se trebuie strângă. Să-i grupăm, adică. Sigur că da. Ăștia fac 5x. Păi și... trebuie să scriu 1000. Așa, de ce egal mai departe? 1000 plus... plus. 2 ori Y. 2 ori Y. Plus 5 ori Y. Așa, 5 ori Y. Să facem o echipă. Da. Plus. Plus 3 ori X. Da. Tot în paranteză. Plus. Plus 2 ori X. 2 ori X. E agrupat așa. Și egal adică mai departe. Adică dă 1000. 1000. Plus. Plus 5 ori X. Păi, adică 7 ori Y. Așa, 7 ori Y, așa e prima paranteză. Era și 5X, tot atât de bine. Da, da. Plus 5 ori X. Plus 5 ori X. Și egal mai departe. 1000. Egal cu 1000. Plus 200. Plus 200, ce egal cu 300. Cum, 1000 și cu 200? Am uitat să mai pun un 0. Am înțeles. 1200. Da, 1200. Terminate aici. Hai să vedem ce poanta a fost aici. Să vedem cât este 5x plus 7y, face 200, e o treabă simplă. Și ne-am uitat acolo, măi, dar cum fac eu ca să pun mâna pe 5x da. Plus 7y, da? De unde se fac rost? Și ne-am uitat la un calculator și am crezut. Este deja un 3x și un 2x. Fac 5x. Iar 2y și un 5x, tot mai fac 7y. Este excelent. Autorul mi-a dat ce trebuie atunci. Deci mai departe. Așa, acum, punctul următor, 7, 10. Matematică, nu? Da. Te rog. Asta e ultima. A. A. Bun. 1 plus, calculați. 1 plus 2. Calculați. 1 plus 2, plus 3, plus 4, plus 5. Așa. Plus 6 plus 7. Scalculăm suma asta, da? Da. Și putem să facem 1 și cu 7. Da. 8. Așa. După 2 și cu 6. Deci facem, ne grupăm, da? Hai să zicem 1 plus 7, o echipă. Da.
Așa. Tu ai făcut așa. Bine, da, facem. Am făcut asta. Deci așa fac și eu, da? Uh-huh. Deci facem 1 și cu 5, 1 și cu 7 și facem 8. 8. Apoi. 2 și cu 6, 8. Da. 3 și cu 4, 5, 8. Da. Și ne rămâne 4. Adică acum facem egal. 3 ori 8. Așa, că sunt 3 echipe. Plus 4. 3 ori 8 plus 4. Și face 24 și cu 4, 28. Dacă am face formula lui Gauss, ar fi așa. Egal cu primul plus ultimul. Da. Da, 1 plus 7, ne mulțim cu cât suntei la un toți de toți. Da, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ori 7, împărțit la 2. Împărțit la 2, da. Ne zice așa, la scoală. Da, și face, 1 și cu 7 face 8, ori 7, împărțit la 2. Adică ar veni 56, da. Împărțit la 2. 56, împărțit la 2. Face 28. Așa ați răspuns. Bine. B mic. B mic. B 10 plus 2. Calculați, nu? Da. Tot același. Calculați. 10 plus 20. 20 plus 30. Da. Plus 40. Plus 50. Plus 60, da. Plus 70. Așa. Egal mai departe cum? Și facem același lucru. 10 și cu 70, da, ne dă 80. Așa. 80. 20 cu 60 ne dă 80. 30 cu 50 ne dă 80 și ne rămâne 4. Adică egal cu 3 ori 80, da, plus 40. Plus 40. Și acum, 3 ori 80 ar fi 0. Așa. 3 ori 8. 3 ori 8. 24. 240 plus 40. 280. Da. 280. Terminate ești. Mai puteam face și un altfel? Da. Ia să vedem altfel. Tot de acolo, adică 10 plus 70 într-o paranteză ori 7. Corect. Împărțit la 2. Și face exact ca mai. Dar într-un alt mod, altfel. Și, și față de cealaltă, al treilea variantă, a treia variantă, să zicem. 10 plus 70 într-o... Nu! A! 10... 10 nu poate fi zis ca 10 ori 1? Ba da. Și 20 nu poate fi 2 ori 10? Ba da. Hai să zicem așa. Aaa, egal da. Cu 10 ori 1 plus... Hai să scriu și varianta asta. Cu cât mai multe variante, cu atât mai bine. 10 ori 1 plus... 10 ori 2. 10 ori 3, 10 ori 4, 10 ori 5, 10 ori 6, 10 ori 7. Plus 10 ori 5, plus 10 ori 6 și plus 10 ori 7, da? Da. Și doar mai departe. Fiindcă au toți 10, putem să scoatem pe 10 în factor. 10 pe lângă. A, da. Ca la... Da, 10 pe lângă. 1 plus 2. Așa, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7. Și egal mai departe cu 10 ori. 10 ori 7. Nu, 10 ori știm cât e suma, că am făcut-o mai înainte. A, 20. Cât e suma? Făcut-o mai înainte. 28. Deci vine 10 ori 28. Aaa. Am redus-o la ce am făcut înainte. Da. 10 ori 28 și face 280. 80. Foarte frumos, nu? Da, foarte, foarte interesant. Deci am scris pe fiecare așa, ca 10 ori 1, 10 ori 2, 10 ori 3, 10 ori 4, 10 ori 5, așa, și am scris pe 10 factorul comun, că e comun tuturor. Da. Da? Și atunci, în clipa asta, a rămas înainte suma deja știută. Mergem mai departe. A, B, C. C. Așa. 7. Calculați, da? Da. 7. 7 plus 14 plus 21 plus 28 plus 35 plus 42.
fost 42, egal cu. Dă-mi o idee. Păi, hai să vedem cât face 42 plus 7. Ar face 49. Și 14 plus... A, 7 cu 42. Da. Tot același lucru, ultimul plus primul. Da, deci face cât? 7 plus 42. Face 49. 49. 14 și cu 35. 14 și cu 35, 49. Îți fac exact tot 49. Dacă dă 48 sau 42 sau altceva, nu-i bine. Deci trebuie să facă același lucru, 49, da? La noi s-a întâmplat să fac 49. Și la fel, 21 plus 28, 21 plus 28 face tot? 49. Și atunci, câte echipe de 49 avem? 3. Deci adică acum nu mai trebuie să adunăm ceva. Nimic. Deci 3 ori... 49. 3 ori 49 și trebuie să facem mulțirea. Egal 8. 3 ori 9, 27, 7 și 2 retinem. Și 3 ori 4, 12 și cu 2. Da, și cu 2. Da, da, 12 și cu 2. 147. Deci răspunsul este 147. Ai mai putea face pentru altă metodă? Da. 3 ori 9, 27, 3 ori 4, 12, 147 ai zis, nu? Da. Bine. Dacă mai poți face pentru altă metodă, întrebarea. Păi... Eu aș mai încerca așa. Pe 14 ca să fie 2 ori 7. Da. Deci zic așa. Scriu din nou 7 plus 14 plus 21 da. Plus 28. Scrie te rog și tu. Deci 7 plus 14 plus... Nu scrie tot acolo, ca metoda a doua. Dar putem face două, trei metode, nu-i nicio supărare. Deci 7 plus 14 plus 21 plus 28, dar nu jură pe nimeni, nu? Da. Da, 7 plus 14 plus 21 plus 28. Da. Plus cât? 35 și plus 42 este calcul. 7 ori 1, poți să zic așa, 7 ori 1. Da, adică o grupă. Plus 7 ori 1 plus. În loc de 14. Stați. Da. Plus 7 ori 2. Perfect. 7 ori 2. 7 ori 2. Plus. 7 ori 3. 7 ori 4. 7 ori 5. Plus. 7 ori 4. 7 ori 5. Punem aici 7 ori 5, că dacă nu înțelegi 7 ori 5. Da. 7 ori 4, 7 ori 5. Plus 7 ori 6, nu? Până la 42 parte se duce aici. Da. Egal cu. Ia uite-te, tu ce putem? Uite-te la un cap, la altul, la termene și ăștia și ce observi ca au? Rezultatele sunt... A, ca au factorul 7. Exact, și o scoatem... E factorul comun tuturor. 7 înmulțit cu, deschidem paranteza, conform distributivității. 7 ori. Ori. Din primul câte au rămas? Deschidem paranteza. 1. 1, da? Plus. 1 plus 2 plus 3. Așa. Alo? Da. 6. Așa. Da. Dar eu sunt într-o oră de matematică acum. Și nu pot să stau de vorbă. Dacă poți... Da? Așa. Acum numai cu miere. Numai cu miere trebuie să venite. Păi e recele acum. Da?
Deci rece și puneți-o în pungă. Deci puneți-o într-o pungă, mere cristalizată, nu? Sau e fluidă? Da? Atenție că în momentul de față, dacă ați decristalizat-o, există riscul să și se înneacă. Deci albina vine, e rece, și îndată pe aripioare acolo nu mai poate ieși, da? Se prinde, e ca o capcană ce ați făcut dumneavoastră acolo. Deci omorâți albina. Da? Bine. Bun. Deci nu... Bun. Deci dacă aveți mere cristalizată, faceți-o cu mere cristalizată. Pur și simplu, mere cristalizată, o băgați în pungi, da? Și o punem spunga pe rame, o pungă subțire, de asta, de foarte subțire, și atunci el o spar și trag el liniștit. Lăsați să treacă acum, până când mai pun acolo cât de cât o rezervă, mini-rezervă acum. Nu se uzează albina dacă puniți acum. Deci o bag în rame și atunci vor avea peste iarnă. Și de la un loc acolo, de prin la mijlocul ianuarie, începeți din nou cu turta de miere, da? Da. Dacă are, vedeți pe cât se formează ghemă. Da? Pe câte rame se formează ghemă. Esențial este să vedeți cum se strânge ghemă, adică pe câte rame intră. Dar nu. Una este ce vedeți acum și este, alta este situația când intră în celula albina și cu intervale. Dacă aveți pe 4 sau 5 rame acum, să zicem, ea va rămâne la 3. La 2 rame jumate, 3, așa că va rămâne, că intră și în interiorul pe ramă. Și atunci, acolo trebuie pusă și miere, dar și polen. Sau, de aici, polen ar fi cel mai indicat. Altfel, toate celelalte, mă rog, nu. Dar ca să nu mă întind prea mult cu vorba, că n-am timp, sunt în lecție, eu sunt acum, sunt la televiziune aici, se vede, se mestrează, dar rămâne să mă sunați de seară peste ora 10, de la acolo, 10 jumate, așa. Bine? La revedere. Da. Așa. Deci, spuneam de faptul că am 7 și eram în cu 7, înmulțit cu suma asta o putem calcula? Da, aveam 49. Adică nu. 1 plus 7 face 8. Hai ca să știm. 8. Da, 8. Iar 2, 8. 8. Am mai făcut-o. Da. Și face de 3 ori 8. 3 ori 8. Plus un 4 care rămâne singur acolo. Da? 3 ori 8 plus un 4. Și în final cât ne dă ieșit? Și în final ne dă 7 ori. 3 ori 24. 24 plus 4 și egal cu 7 ori 28. Și ia vezi cât face 7 ori 28. 7 ori 28. Deci, vine 7 ori 56, 6 și 5, 7 ori 2, 14, și cu 5, 19. 196 și 9 ne-a dat 147, mă minte. De ce? Păi, dar e o greșeală. Trebuie să dai același răspuns. Deci, tu ai văzut 7 și cu 42 fac 49, 7 și cu 42, 40. 3 ori 49, 3 ori 9, 27, 3 ori 4, 12. E o greșeală. Unde e greșeala? Hai să o descoperim. 7 și cu 42. Fac 49. 49. E bine, și nu avem nicio întâlnire. 14 și cu 35. 4 și cu 5, 9. 1 și cu 3, 4. Deci? După.
28. 28. Face 40 și... Și cu 9. Da. 2 și cu 2, 4. Așa. Da, 49. Deci 49, zi 3 ori 49. Da, de 3 deci pare că n-am greșit aici. Păi poate am greșit la înmulțire. Ia să vedem sus. 3 ori 9. 9. 27. 7 și 2. 2 reținem. 3 ori 4, 12. 12 și cu 2, 14. Poate aici am greșit. La a doua. La a doua asta să vedem. 7 am zis. Plus 14, plus 21, plus 28, plus 35, plus 42. Egal cu 7 ori 1, 7 ori 2, 7 ori 3, 7 ori 4, 7 ori 5, 7 ori 6. 7 ori 6, da? Da, și nu mai trebuia și... Și am scos pe 7 în factor comun. Da. Și ne-a rămas 2 plus 2 plus 3, 3 plus 4 plus 5 plus 6. Atât, nu plus și 7. Da. Deci numai până la 6. Că e la 76 se termină jocul. Vezi, aici am greșit. Și acum să ne facem. Da, și acum ne dă 147. Și va face, ia să vedem cât face. 7, egal cu 7 mulți cu... Se grupăm aici. 1 și cu 6. A, 1 și cu 6, 7. Da. 2 și cu 5, 7. 3 și cu 4, 7. Deci face... Câte grupe de 7? 3. Deci... 3 ori 7. 3 ori 7, adică tot ușor. Da. Deci vine 7 ori 21, nu? Da. Și 7 ori 21, ia să vedem, 7 ori 1, 7. 7. 7 ori 2, 14. 14. Cât o dată? Da, 147. E deșteaptă chestia. Deci am adunat un termen în plus acolo, nu? Da. Deci am dus prea mult la quadrat. Bun. Acum... Ia să vedem, s-a dus timpul sau prim fișierul? Păi, nu am luat telefonul, da. Cred că s-a dus. Ia să vedem cât avem noi. Da, e foarte bine.